parcă se prinde așa și nu știu și tot. Să vedeți ce senzație plăcută o să aveți inclusiv mâine, apoi mâine, că fața mai lucrează. Se închid porii, se face ca de bebeluș așa, devine mai lucioasă. Foarte fain. Da. Este o reacție care continuă, nu e doar acum. E un drenaj, practic, ce faceți acum. Acum, da, deci are și efectul de drenaj limfatic, dar nu ăsta este scopul. Deci lucrăm pentru atenuarea ridurilor, pentru efectul de lifting, dar și pentru instalarea stării de bine generală, pentru că se lucrează inclusiv pe meridianele energetice. Terminațiile nervoase ale multor organe interne sunt pe față. Și atunci avem adresabilitate atât pentru corp, minte și suflet. Acum lucrăm mai pe repede, suntem contra timp așa, dar în mod normal ședința de o oră e mai pendelete, vă dați seama. Vă seama, o oră. Da. Și mai ales dacă mai cuprinde și capul și cât și astea, și umeri, decolteu, mare, sunt excelent. Ședințele de recapitulare sau de întreținere care se fac după cele 6 ședințe de la pachet sunt puțin mai lungi pentru că acolo putem să lucrăm pe față sau în funcție de cum își dorește pacientul se merge inclusiv pe toată zona, adică și pe gât și pe decolteu, dacă da. Dar în funcție de ce ne propunem, ședința va fi mai lungă, pentru că nu putem să Parcurgem repede. Super, super fain. E relaxant. Mai pui și o muzică așa în sărbină. Da, apoi așa e bine. Muzică de relaxare. Da. Cu chinezea asta, da. Relaxare. Deci cum te-ai simțit după masajul ăla? Foarte bine, foarte bine, foarte relaxant. Și ai spus că ar trebui făcute cursuri? Ar trebui făcute cursuri în domeniul respectiv, da. În domeniul respectiv? Da, da, da. Deci al masajului. Foarte relaxant, foarte relaxant. Să-l pune în versete de pe grup. Da.